Au fost momente inedite pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara după ce un blindat al armatei române s-a defectat și a rămas în drum, blocând o întreagă arteră de circulație. Șoferii curioși de pățania militarilor au scos telefoanele și au început să filmeze. Din primele informații, coloana de blindate se întorcea spre cazarma de la Unitatea Militară Chișoda după ce a participat la un exercițiu de rutină. Pe bulevardul Timișoara, însă, unul dintre blindate a rămas pe loc. Motivul? S-ar fi înfundat un furtun de la filtre. Soldații români s-au mobilizat imediat și au schimbat furtunul defect în doar 10 minute, însă a fost suficient pentru ca imaginile să devină virale pe internet. Nu este singurul tap cu probleme din Batalionul 32, Infanterie Mircea. În timpul exercițiilor din Știuca, un alt vehicul militar s-a stricat, fiind tractat cu ajutorul unui camion înapoi la unitate.